Vorbim despre războiul pe asta. Atunci de ce? Mă... Dăm un pic în umor. Păi asta, asta încercam să fac. Să dăm un pic un umor, că da, până la urmă... Sperească Dumnezeu. Da. Sperăm să nu se întâmple nimic mai... grav de atât, mă rog la Dumnezeu, de când am văzut dimineața de la ora 6 când m-am trezit și am văzut că e distracție mare afară, da? Că poate în al 12-lea ceas vine mintea la loc și zice, băi, hai mă să ne oprim, știi? Poate mai negociem puțin, poate... Mai ales că lumea are treabă. Poate mai vorbim, poate... Oamenii mai fac și alte lucruri deja în 2022. Adică mai lansează un film, mai e o premieră de teatru, da, mai e un spectacol, mai se mai adună, se mai veseli. Aseară, mare premieră, mare de film excepțional. Toată lumea a fost acolo, toată lumea. Noi inclusiv, că fără noi nu e toată... Nu avea cum să dea play la film. Ce s-o mai... O dată pentru totdeauna, am spus. Felicitări și mult succes în ceea ce privește noul proiect. Ai emoții? Este cumva seara ta, să-i spunem. Cum să fie seara mea? Eu doar m-am nimerit. Asta că tu ești protagonistul, te vedem și aici și aici. Da, eu sunt rolul depresivului, așa, adică de mine o să vă placă cel mai puțin, dar o să vă placă foarte multe întâmplări din filmul ăsta. Sunt emoționat pentru că n-am avut ocazia niciodată să joc rolul principal într-un film. Un rol care n-are nicio legătură cu mine. Asta era următoarea întrebare. Dacă te regăsești câtuși de puțin în stările pe care le trăiește personajul? Nu. Nu mă regăsesc deloc. Personajul nu seamănă de nicio culoare cu mine. N-ai avut niciodată stări de anxietate sau poate să te încerce, Doamne ferește, vreo depresie vreodată? Nu, nu niciodată nu m-am încercat nici pe departe. Momente de tristețe am avut și probabil că o să mai am, dar sper să nu trec niciodată prin stări de genul ăsta, sunt adică într-adevăr e o boală și e o problemă mare a secolului 21 și dacă până la filmul ăsta mă gândeam că depresia e doar un fel de a spune că ești trist, acum îmi dau seama că e cu totul altceva și am descoperit foarte mulți oameni chiar și în jurul meu care suferă de depresii, pentru că eu cred că au simțit o apropiere, cumva. O deschidere, știi? Și cumva m-am și interesat, știi? Pentru că eu n-am trăit asta, m-am interesat în jur, bă, ce înseamnă asta? Am citit, am... Dar una e să trăiești asta și alta e să o joci. Cât de greu ți-a fost să intri în pielea acestui personaj, ținând cont că spui că nu te-ai confruntat cu astfel de stări? Mi-a fost foarte greu, mi-a fost teamă, dar știi cum e, în viață e bine să-ți învingi temerile. Am eliminat niște scene din film. Serios? Am eliminat pentru că i-am pus mâinile la ochi, așa, dar ei a plăcut filmul. Mai ales că și ea apare în el. Da, apare și ea în film, scurt, dar punctat foarte bine. Acum mie mi-a zis că îi place. Eu știu ce să zic. Iar dacă tot am adus-o în discuție pe Gina, să o și vedem. Îmbrăcată cu o rochie lungă, cu buline, la care a asortat o pereche de cizme albe, vedeta a atras toate privirile. După ce am discutat cu protagonistul filmului și am admirat-o pe Gina, să trecem mai departe. La ce să ne așteptăm de la acest film? Nu, e un film cu de toate, adică eu în general fac filme cu de toate, da. Doar că e o poveste de data asta pe care eu nu m-am chinuit să o inventez prea mult, da. Așa că e o poveste care s-a întâmplat în viața mea, adică plec de la experiențele mele de viață, sunt trei povești, două ale mele, una a fratelui meu, pe care le-am legat cu o dramă pe care am trăit-o, dramă, mă rog, eu sunt mai învingător de fel, așa, și am depășit-o. Unde am pierdut foarte mult timp e că nu înțelegeam multe vreme ce mi se întâmplă și după aia am aflat că am anxietăți, atacuri de panică, că eu credeam că am probleme cu inima sau eu știu ce altceva, fac vreo comotie. Cum ai aflat mai exact? Destul de greu, adică am aflat, pentru că eu mă duceam logic la doctori și până la urmă am zis, ia încearcă și chestia asta și am încercat-o și mi s-a confirmat aceasta, după simptome, după nu știu cum și după am început un fel, da? Am început să studiez fenomenul, cum se face, cum să... Și dacă ești motivat să te duci mai departe, reușești fără niciun fel de probleme. Spune-mi,
cum te-ai gândit să accepti propunerea tatălui tău? Sau oare poate a fost propunerea ta spre tatăl tău? A fost propunerea mea, am mai jucat înainte într-un serial. M-am prietenit cu mulți din cast, m-am întâlnit. Și acum l-am rugat eu personal, am văzut că are un rol. De fapt, el mi-a zis. Și l-am acceptat. Ce sfaturi îți dă tatăl tău atunci când ești pe platourile de filmare? Da, așa cu ochii pe tine, te mai dojenește, îți mai atrage așa atenția cu ceva? Nu neapărat, doar mă îndrumă și îmi spune cum să fac și îmi spune să fiu natural și să-mi pun mindset-ul, să fiu în situație. Să le vedem mai bine și pe vedetele invitate la eveniment! Văd că în această seară ai optat pentru o ținută all black, ca să spun așa. Cât timp ți-a luat să te aranjezi? Să știi că nu foarte mult. Am fost și pe grabă și cumva a trebuit să apuc așa ce-am nimerit. Dar zic că sunt destul de confortabilă, știi, pentru o premieră și de ce nu să mă uit la film până la urmă. Cu cine ai lăsat-o pe cea mică? Cu mama mea. Mama mea are grijă de ea când eu lipsesc de acasă. Este pe mâini bune, deci suntem relaxați în seara asta. Vă analizăm puțin ținutele din această seară. Cine v-a ajutat să vă alegeți vestimentația? Încep cu tine, Andrei. Cu mine? Da, cu tine, cu tine. Deci eu eram pe drum spre eveniment. Primul eveniment, așa mai important, genul ăsta de eveniment. Și mâncam, că am avut o zi foarte plină. Și am dat pe fosta ținută, pe fostul tricou, am dat sos de la mâncare. Și noroc că am avut un tricou de urgență. Asta e, așa a fost confecționată ținuta mea de astăzi. N-am avut niciun experiment, pur și simplu m-am îmbrăcat. Zia, cu e geaca asta? A Elenei. A, serios? Nu cred, ia, fă o piruietă, te rog. Te rog. Știi că de obicei fetele împrumută hainele iubiților, nu invers. E, să nu se înțeleagă greșit, am văzut-o în casă și nu știam a cui e. Și am luat-o și pe aia mi-a zis ea, vezi că e a mea. Lasă că ți vine foarte bine și așa. În această seară ai optat pentru o pereche de pantaloni negri și un maieu în aceeași nuanță și un blazer verde. Spune-mi cât ți-a luat să te aranjezi? 5 minute. A, ce rapid! Ești bună la casa omului, înseamnă. Depinde, pentru că uneori când stau prea mult să mă gândesc cu ce mă îmbrac, poate să dureze și o oră și două, poate și mai mult și să mi se strice și starea și poate și să nu mai ajung la eveniment. Frate, nu m-a ajutat nimeni, sunt îmbrăcat penibil ca de obicei. Nu e adevărat, de ce penibil? Adică sensul care am, nu știu, sunt niște blugi care nu sunt de firmă, cred, niște pantofi sport în picioare care au costat 2 lei, o pătură pe mine și un tricou rupt de moli, adică despre ce vorbim? Și nu m-a ajutat nimeni, că dai seama, dacă m-a ajutat cineva, poate era ceva ok în treaba asta, dar nu e. Așa sunt eu, ăsta sunt.